Regele Hagi s-a dezlănțuit, atac nemilos la adresa puterii politice. Regele fotbalului românesc este, cu siguranță, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai guvernării actuale. După ce l-a atacat în nenumărate rânduri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, Gheorghe Hagi s-a dezlănțuit la adresa celor care au în mâini soarta noastre. Managerul tehnic de la Viitorul i-a atacat, din nou, pe cei care conduc ARA. Vezi aici de ce s-a înfuriat Hagi, dar i-a spus despre oamenii de acolo, de sus.